Mărțișor, pe 1 martie am fost la emisiune la Metropola, dacă nu știți, în fiecare marți, cam de la 11 și 25, merg la Metropola TV, unde am un segment în care vorbim despre fashion, diverse subiecte despre fashion. Așa, și pe 1 martie am fost și am vorbit despre minione și despre ce ar trebui să facă sau ce nu ar trebui să facă minionele atunci când se îmbracă. Eu fiind o minionă veritabilă de felul meu la acești 1,60, cred că am cam undeva pe acolo, prin zona aia. Și de multe ori în clipurile mele v-am vorbit despre minione și despre ce să faci când ești minionă și cum să-ți alunge silueta și ce trucuri să folosești și așa mai departe. Și mergând la emisiune, pregătind materialul pentru emisiune, mi-am dat seama, 1, că nu am făcut niciodată un clip dedicat minionelor, astfel încât să vă pun majoritatea trucurilor pe care le știu eu într-un singur clip, să-l aveți acolo în cazul în care sunteți minione. Și 2, mi-am dat seama după emisiune că aveam atât de multă informație inserată în paginile pe care mi le-am pus eu acolo, încât n-am avut timp să le zic în 20 și ceva de minute. Ca să vă dau așa o chestie din culise, rubrica mea ar fi trebuit să aibă 15 minute. Dar pentru că eu vorbesc mult și pentru că eu nu știu să mă limitez la 15 minute, mi s-au acordat inițial 20 de minute, după care 23 de minute și mi-am dat seama că în materialul ăsta tot n-am reușit să termin tot ce aveam de spus. De exemplu, n-am dat exemple de vedete minione care se îmbracă foarte bine și pe care să le urmăriți. Și am sărit niște pași, am sărit niște explicații, fiind timpul foarte scurt și încercând să fiu cât mai concisă și să trec prin tot materialul, am sărit multe chestii și așa că am zis să cel mai bine vin și fac un clip pentru acelea care sunteți minione, poate n-ați văzut emisiunea sau chiar dacă ați văzut-o, vreți mai multe detalii. Și astăzi asta facem. Vorbim despre minione și despre ce trebuie să poarte minionele. Bineînțeles, sunt o parte din trucurile astea sunt valabile și pentru cele care nu sunteți minione. Chiar dacă nu sunteți minione, puteți să puneți în aplicare trucurile astea. Poate dacă aveți 1,90, da, dau seama că nu vi se aplică neapărat, dar până la 1,90 cred că majoritatea femeilor pot să beneficieze de aceste trucuri și să le pună în practică, pentru că majoritatea sunt foarte, foarte buni. Bun, hai să reiau puțin discuția despre ce înseamnă minione. Minione înseamnă, în vederea unora, să ai undeva până în 1,65 ca înălțime. Undeva pe acolo, pe la 1,65, de la 1,65 în jos, ești considerată minionă. Acum, n-ar trebui să vă cramponați în chestia asta, n-ar trebui să fiți complexate de treaba asta. Mama crede în continuare cu tărie că eu sunt complexată de înălțimea mea și de-aia port tocuri. Nu, mama, nu de-aia port tocuri. Port tocuri pentru că îmi plac tocurile. N-am fost niciodată complexată de înălțimea mea. Nu cred să fi fost vreodată în viața asta complexată de înălțimea mea. Pentru că oamenii din jurul meu nu erau foarte înalți, adică am întâlnit foarte puțin, aveam în familie sau printre cunoștințe foarte puțini oameni înalți și asta nu m-a făcut să mă simt eu prost, știți, adică că sunt eu mai mică sau ceva de genul ăsta. Vin dintr-o familie cu oameni cu înălțime medie spre mică, adică nu mi s-a părut ceva ne la locul lui faptul că am eu 1,60 și m-am oprit acolo, dar să cresc. Adică nu m-a complexat niciodată treaba asta și sfatul meu este, dacă sunteți complexate de înălțimea voastră, să încercați să treceți peste treaba asta, pentru că fiecare înălțime în felul ei are un anumit farmec. Că ai 1,70, că ai 1,80, că ai 1,90, că ai 1,50, că ai 1,40. Fiecare înălțime, fiecare om are farmecul lui. Contează de fapt să îl găsești, să-ți dai seama care-i farmecul tău, să-ți dai seama ce te face pe tine special, decât să stai să te gândești, a, sunt prea mică, vai, sunt prea mică. Nu! Într-adevăr, poate că la 1,50, la 1,60 nu poți să faci anumite lucruri. Poate că de multe ori ți se întâmplă, cum mi se întâmplă și mie, pe tocuri fiind, să te duci în magazin să vrei ceva de pe un raft care e sus, dar toată, 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 toată
aproape de tavan și să nu fie nimeni acolo să te ajute să-ți dea lucrul ăla și numai acolo se găsește pe raftul de sus, pentru că cineva foarte inteligent s-a gândit să-l pună acolo. Dar în general nu am probleme, din contră mă consider norocoasă ca minionă, consider că am foarte multe avantaje, except în situațiile în care trebuie constant să-mi tai pantalonii, pentru că 99,99% din pantalonii pe care îi cumpăr îmi sunt lungi, deci exceptând situația asta sau rochii pe care trebuie să le tai, nu prea am mai probleme din cauza faptului că sunt minionă. Nu, din contră, v-am zis, mă simt chiar foarte bine și îmi pare bine și îi repet mamei mele, care e posibil să se uite, nu-s complexată de faptul că-s minionă, nu de-aia port tocuri, da? Său, că dacă ți-aduci tu bine aminte, apropo de tocuri, aveam 10 ani și încă de atunci aveam aspirații să port tocuri, ceea ce e o nenorocire, da? Deci eu aspiram să port tocuri de la 10 ani pentru că îmi plăceau, nu știu, mi se păreau că femeile pe tocuri sunt frumoase. Hai să intrăm în subiect și să vorbim exact despre ce trebuie să facem ca să părem mai înalte, ca să ne punem în valoare silueta. În ceea ce privește minionele, trucurile astea când le puneți în aplicare, nu trebuie să le puneți în aplicare numai pentru a vă face înalte. Asta cu iluzia optică că sunteți mai înalte, este o consecință. Dar ar trebui să puneți în aplicare trucurile astea pentru că vă pun mai bine în evidență silueta. Țineți cont de faptul că fiind destul de limitate ca înălțime, pe verticală fiind destul de limitate, posibil și pe orizontală, aveți foarte puțin spațiu de desfășurare cu hainele, da? Prin urmare, acest spațiu de desfășurare trebuie foarte bine organizat. Este ca atunci când ai un singur sertar la dispoziție și ai foarte multe chestii de băgat în sertarul ăla și trebuie să le organizezi în așa fel, să faci ca un fel de puzzle, astfel încât să intre toate. E, exact așa e și cu îmbrăcatul minionelor, da? Deci, în momentul în care vă gândiți la trucurile astea, gândiți-vă mai degrabă că vă pun silueta în valoare și consecința ulterioară este că vă fac și mai înalte. Primul și primul lucru pe care l-am zis și în emisiune și care cred că este foarte important este să nu faceți un circ de culori în ceea ce privește outfit-ul vostru. Fiind la mine pe canal, eu pot să mă exprim puțin mai liber aici decât am făcut-o în emisiune și acolo nu puteam să zic chestia asta, dar asta e ideea. Nu faceți un circ de culori din outfiturile voastre. Nu vă duceți la prea multe culori. Nu vă duceți la prea multe... Nu vă faceți curcubeu, da? Din outfitul vostru. Încercați să mergeți către maxim două culori. Hai trei, dacă două dintre ele sunt din aceeași familie, da? Și încercați de asemenea să vă obișnuiți și cu ținutele monocromatice. Pentru că astea vă ajută foarte mult. Având o ținută monocromatică de sus până jos, automat se lungește silueta, da? Și vă face să păreți mai suple și mai subțiri și mai finuțe. În general, minionele, mai ales cele slăbuțe, au tendința de a avea acea doză de fragilitate în aspect, care este foarte frumoasă, care este foarte plăcută, care poate să fie chiar foarte atrăgătoare dacă știi să o pui în valoare, da? Și în momentul în care te umpli de un circ de culori așa și te umpli de o grămadă de haine, s-ar putea să dai la o parte fragilitatea, s-ar putea să nu se vadă toată fragilitatea ta și toată forma ta subțire și frumoasă, da? Deci încercați să vă obișnuiți cu ținutele monocromatice. Nu sunt boring, again, pentru că o ținută monocromatică ține și de croială, ține și de culoarea care trebuie asortată într-un anumit fel, ține și de foarte multe lucruri, de accesorii și așa mai departe. Adică ținuta monocromatică nu înseamnă doar că ești într-o culoare îmbrăcat. Sunt foarte multe, dacă vă uitați la femeile foarte elegante din lumea asta, o să le vedeți de foarte multe ori, indiferent de înălțimea pe care o au, că sunt îmbrăcate în ținute monocromatice, fie că acea ținută este compusă din 2 sau 3 sau 5 piese, da? Și asta pentru că, în general, ținutele monocromatice dau impresia de eleganță, nu neapărat de boring. Apoi, un alt aspect la care țin foarte tare și mai ales având în vedere tendințele din modă și trendurile și toate cele,
este să nu vă îngropați în materiale, nu vă îngropați în haine oversize. În momentul în care vă îngropați în haine oversize, ajung hainele să vă poarte pe voi. Nu vă îngropați în oversize. Pentru minione, având în vedere că spațiul ăla pe verticală este limitat, cum am zis, și posibil și pe orizontală, e posibil să fiți mai, să aveți o structură mai micuță, da? Să fiți mai finuțe, mai firave, așa. Să pui oversize pe tine nu te face nici mai grozavă, nici mai mare, nici mai nimic. Din contră, te îngroapă, te îndeasă, te ascunde. Și în momentul în care pui oversize pe tine, nu faci decât să te ascunzi, da? Oversize-ul nu este pentru minione, este pentru acele fete care sunt foarte înalte și pot să poarte așa ceva. Și mergeți către haine cambrate, haine care au talia bine marcată, spre exemplu, haine care au o densitate, da? Haine care vă pun silueta în valoare. Nu vă duceți către oversize, către larg, către lălâu, către prea multe volume, că iarăși e o mare problemă în perioada asta cu volumele. Punem volum pe unde dă domnul. Punem prea mult volum și nu e ok. Nu ne face niciun serviciu treaba asta. Da? Așa că încercați pe cât posibil să mergeți către haine mai structurate, da? Cambrate, haine care să vă pună silueta în valoare, că după ce că nu avem mult spațiu de desfășurare, dacă mai și îngropăm până la puțin spațiu în haine oversize, ce am făcut? Era o chestie pe care a zis-o Doina Levința odată și am reținut-o și mi-a plăcut foarte tare și, mă rog, era vorba de rochi, dar este valabil și pentru alte tipuri de haine. A spus că sunt foarte multe femei care poartă rochi, dar sunt și mai multe femei care sunt purtate de rochi. Adică te poartă rochia pe tine, în sensul că nu ai prestanța necesară, nu ai atitudinea necesară, dar în același timp nici nu ți se potrivește rochia, atunci te poartă ea pe tine. Deci, mare atenție, că asta se poate întâmpla și cu alte piese de îmbrăcăminte, nu doar cu rochile, da? Văd constant treaba asta cu sacourile. Dacă a nebunit cineva cu un sacou oversize, vezi tot Instagram-ul plin de sacouri oversize. Pe toate tipologiile de corp și pe toate persoanele nepotrivite, ca să spun așa. Și se vede că nu le vine bine, dar sunt la modă, dar sunt în trend. Ce mai contează? Iarăși un aspect foarte important în ceea ce privește ținuta este să aveți grijă la decolteu. Decolteul este partea de sus care se vede prima dată. Când cineva se uită la fața ta, îți vede automat și decolteu. Prin urmare, trebuie să ai foarte multă grijă la felul în care arată decolteul tău și ce tip de decolteu alegi. Sunt acele decoltee tăiate, de exemplu, care sunt așa pe umeri, alea sau alea pătrățoase, care nu-ți fac niciun avantaj, care nu fac decât să segmenteze silueta și mai mult pe orizontală, ceea ce noi nu ne face un deserviciu. Deci trebuie să evităm să punem cât mai puține linii orizontale pe silueta noastră. Cea mai simplă și cea mai safe variantă este decolteul în V sau cămășile desfăcute, cum este asta a mea, da? Pentru că îți alungesc cumva silueta, îți deschid, creează o deschidere către față, către zona asta, aerisește zona asta și în același timp creează o linie verticală, adică decolteul nu se termină tăiat așa, nu se termină brusc sau ca la ăla pătrățos, da? Și cu ăla rotund și cu decolteul pe rotund e destul de complicat, depinde de material și depinde de restul outfitului la decolteul rotund. De-aia încercați să mergeți către decolteul în V, pentru că în momentul în care se termină, el se termină pe verticală decolteul, da? Nu se termină pe orizontală, prin urmare nu-ți taie silueta, nu face... nu e o tăiere bruscă a bustului. Alt aspect la care țin foarte tare și de care v-am vorbit de nenumărate ori. Sunteți minione, pentru voi talia înaltă la fuste sau la pantaloni este Dumnezeu. Da? Deci feriți-vă de talia joasă. Talia joasă nu face decât să vă pună burta în evidență, decât să taie silueta fix acolo deasupra șoldurilor, după care vin șoldurile care sunt și ele un pic mai late și cumva imaginar se creează în zona șoldurilor, se creează o linie, așa că nu vă ajută talia joasă, da? Mai ales dacă mai aveți și o burtică mai proeminentă,
nu este pentru voi talia josă, de aia mergeți către talia înaltă, mergeți către talii ridicate. Chiar și la rochii, mare atenție unde este marcată talia, pentru că și la rochii sunt situații în care talia este marcată mai jos, undeva sub zona buricului, ca să spunem așa, da? Deci mare, mare atenție și la aspectul ăsta, pentru că în momentul în care ai talia mai sus, automat dai impresia că picioarele tale încep de acolo, ți-ai alungit piciorul. Asta înseamnă că ți-ai făcut segmentul de sus mai mic și automat pari mai înaltă, da? Lărgind unul din segmente. Să spunem că te îmbraci în două piese, da? Un tricou și pantaloni cu talie înaltă, da? Dacă lungești unul din segmente, automat pari mai înaltă. Da? Dacă unul din segmentele astea ocupă o proporție mai mare pe corpul tău. Dacă aceste segmente sunt de aceeași dimensiune, atunci te vor scurta puțin. Da? Asta o știu pentru că am experimentat suficient, slavă cerului. Da? Deci mergeți către talia înaltă și către fuste și către pantaloni. Atenție, unde este marcată talia. Eu am mari probleme în sensul ăsta cu rochiile. E foarte greu îmi găsesc anumite modele de rochii, deși îmi plac, pentru că au talia marcată ori mai sus decât ar fi talia mea normală, eu având talia mea naturală, adică se vede, ori mai sus, ori este prea jos, este prea aproape de șolduri, știți? Și de multe ori vă observ chestia asta. Iarăși, dacă sunteți minione, tot ca un subpunct aici, apropo de talie, încercați pe cât posibil să nu veniți cu chestii pătrățoase în zona asta, da? Adică încercați pe cât posibil, dacă aveți talie și se vede, să o marcați, să se vadă, pentru că veți crea așa o unduire a corpului, se vede, practic scoateți în evidență curba corpului și asta vă ajută, adică scoate în evidență de fapt acea fragilitate frumoasă pe care o au minionele, da? Deci, mare atenție să marcați talia, da? Nu doar din motive tehnice, să spun, adică vrea să se vadă că ai tu talie, ci și pentru că te ajută. Tot așa, subțiază puțin silueta și te face să par mai înalt. Următorul punct foarte important, că tot ajunsesem la partea cu talia, este legat de jet sacouri, bluze, cardigane și așa mai departe, ce vreți voi să purtați. Mare atenție unde se termină aceste piese vestimentare, chiar și cămășile, când purtați cămăși sau tricouri peste pantaloni. Deși ideal ar fi pentru minione să băgați întotdeauna tricourile sau cămășile în pantaloni, deci tot timpul să fie în pantaloni, dar mare atenție unde se termină aceste obiecte vestimentare când le țineți pe deasupra și care sunt pentru purtați pe deasupra, ca să spun așa, pentru că dacă se termină în zona șoldurilor, o să vă taie picioarele. Vă taie picioarele și vă fac să păreți și mai mici decât sunteți în realitate. Este de preferat să mergeți pe variante de geci sau sacouri scurte care se termină undeva deasupra șoldurilor, eventual în funcție de ținută, nu tot timpul, deci în funcție de ținută sunt de preferat cele cropped, dar și acolo este cu duș întors cu cropped, da? Și că veni vorba de zona în care se termină piesele vestimentare, iarăși foarte important unde se termină fustele, rochiile, pantaloni scurți și așa mai departe. În special în cazul fustelor și rochiilor, este bine ca lungimea maximă să fie undeva în jurul genunchilor, da? Fie sub genunchi, fie deasupra genunchilor, fie fix pe genunchi, depinde de fiecare și de ce preferă. Puteți să purtați fuste scurte dacă aveți picioare pentru așa ceva. Dar în ceea ce privește fustele, rochiile lungi, trebuie ori 1. Să vă acopere gleznele, da? Să vină până jos, cât mai jos, ori dacă nu, dacă sunt până la jumătatea gambei, mare atenție, dacă aveți gambe, cum am eu. Eu am gambele puțin mai evidente, sunt mai musculoase gambele mele, sunt mai pronunțate, da? Nu sunt niște gambe subțiri. Când aveți gambe subțiri, puteți să treceți cu vederea și să purtați și din acelea midi. Dar când aveți gambele ca ale mele și sunt mai pronunțate, mare atenție unde pică
acea tăietură unde se termină fusta sau rochia, pentru că din cauza acelei curburi de la gambe vă poate pitici segmentul ăla. Deci segmentul ăla, și mie mi s-a întâmplat, având gambele mai rotunde așa, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mă îmbrac într-o rochie sau o fustă și să-mi taie efectiv picioarele și să mi le facă mai scurte doar pentru că este rotunjimea aia acolo a gambei. Da, e o chestie de finețe, e o chestie ciudată la care poate nu te-ai gândi, dar este. Pe mine mă salvează în foarte multe situații de genul ăsta, mă salvează tocurile. Și când spun tocuri, mă refer strict la tocuri, și în special la tocuri din alea subțiri. Și că tot vorbeam de fuste și de rochii, fusta sau rochia nu trebuie să fie mai lungă decât paltonul sau trenciul sau ce purtați voi. Pentru că dacă este mai lungă, chiar și cu puțin, o să creeze un alt segment și o să fragmenteze silueta voastră, da? Deci trebuie să aveți mare grijă să se termine. Sau dacă vreți să fiți excentrice și vreți să încălcați voi regula asta, singura situație în care se poate încălca regula asta este atunci când fusta sau rochia are exact, dar exact aceeași culoare și exact aceeași nuanță cu paltonul sau trenciul sau ce purtați peste, da? Deci este singura situație în care se poate aplica această excepție, pentru că practic este același, este o continuitate datorită culorii, da? Dar altfel, mai ales când sunt culori diferite, mai ales când sunt culori contrastante, nu e o idee bună, da? Încercați pe cât posibil să evitați chestia asta și o văd foarte des, o văd mai ales la noi foarte des. Lumea nu ține cont de aspectul ăsta și li se pare că este ceva așa... Da, n-are nimic, pun și eu pe deasupra ce găsesc. Nu e așa, pentru că aspectul tău se strică din start în momentul în care pui un palton care este mai scurt decât fusta. Alta greșeală pe care o văd la foarte multe femei și nu numai la minione, pentru că, din păcate, greșeala asta le face rău și celorlalte femei, nu numai minionelor, și anume purtatul de botine pe pielea goală. În primul rând, botine din astea închise la culoare. Contrastul dintre pielea noastră și botină este mare și după aceea, dacă vii cu o fustă până la genunchi sau peste genunchi și cu botina aia, ai deja trei segmente care sunt... ți-au făcut silueta mult mai mică și ți-au tăiat piciorul deja în trei, da? Și asta face rău și fetelor care sunt mai înalte de 1,70. Trebuie să fii foarte, foarte înaltă ca să poți să porți botine sau sandale din acelea de tip botină, știți că sunt foarte populare, sau sandale din alea, să porți din alea și să nu-ți taie piciorul. Singura situație în care puteți să purtați pe piciorul gol este să găsiți o botină care este de un nude apropiat, asemănător cu pielea voastră, da? Sau sandalele să fie nude. La fel, feriți-vă foarte tare de acele barete care se strâng pe gleznă, da? Și aveți grijă cum le purtați. Dacă se strâng pe gleznă, automat vă taie piciorul. Dacă sunt nude, merg. Dacă sunt de alte culori și mai au alte pampoane, cum am exemplificat și în emisiune, vă taie piciorul și este grav pentru voi. Și încă o chestie pe care la fel am spus-o și în emisiune, renunțați la bijuteriile mari. Având în vedere că voi sunteți micuțe, firave, contrastul dintre voi și bijuteriile imense, să spunem inele mari, am văzut că iar încep să devină la modă brățări sau steancuri de brățări uriașe, colierele alea late, se fragmentează și astea silueta foarte tare și atunci vă faceți un deserviciu purtând. Încercați să mergeți mai degrabă, dacă vreți mai multe accesorii și nu vă este de ajuns un lănțișor, încercați să mergeți pe suprapunere de lănțișoare, de exemplu, pe suprapunere de brățări mai finuțe, dar nu mergeți cu brățările până aici, știți, e, nu știu, e aiurea, așa, încercați în momentul în care, nu știu, aveți o pereche de cercei, ceva mai proeminent așa, să fie cam singurii în peisaj, da? Nu mai puneți și inele și coliere și alte chestii, că se bat cap în cap și atunci vor fi prea multe. Nu vă încărcați ca un pom de Crăciun. Less is more. Și iarăși o chestie foarte importantă pe care vreau să o rețineți este că gențile mari
fac să păreți micuțe, da? Trebuie să avem genți, știu că trebuie să avem genți cât de cât încăpătoare, dar o geantă care este mai mare de, nu știu, decât un bloc clasic de desen A4, deja pentru minione este prea mare, da? Gențile mari vă vor face să păreți prea mai micuțe decât sunteți, pentru că aveți o chestie pe lângă voi care e uriașă. Nu plecați cu trollerul după voi, vă rog frumos, pentru că o să păreți foarte, foarte micuță în comparație cu chestia aia uriașă și o să vedeți că am în clipuri viitoare niște exemple foarte concrete pe tema asta. Ce vreau să înțelegeți este că și accesoriile din jurul vostru vă pot face să păreți mici, da? Deci trebuie să aveți grijă cum vă raportați și la celelalte accesorii din jurul vostru. Și acum hai să ne uităm la câteva exemple pe care le-am ales eu și câteva femei drăguțe pe care le urmăresc eu și de cele mai multe ori se îmbracă foarte bine fiind minione. Evident, și ele mai dau kicks și ele mai dau cu bâta în baltă câteodată și lor nu le iese tot timpul, dar sunt minione și în general se îmbracă foarte bine. Și avem o dată pe Eva Lungoria, care este minion, are 1,59 parcă. Pe lângă asta are niște forme foarte frumoase așa și arată foarte bine. Este o minionă care știe să se îmbrace foarte bine pentru corpul ei, cu picioarele alea frumoase pe care le are. Își pune foarte bine în valoare picioarele. Dacă sunteți pe tipologia Evei Lungoria, urmăriți-o ca să vedeți cum se îmbracă, pentru că își pune foarte bine în valoare picioarele. Am văzut-o pe Eva Lungoria de asemenea de multe ori purtând lungimi din astea incerte de care vă ziceam eu, până la jumătatea gambei, până deasupra gleznei, chestii de genul ăsta, care în general minionă fiind nu te avantajează, dar ea reușește prin croială, prin material, prin ceea ce mai pune lângă, să scoată, să iasă bine din situația asta, da? Deci dacă vă plac lungimile astea incerte, să spun așa, puteți să luați exemplu de la ea. Evident, știu, ținutele ei sunt făcute 90% de stiliști, dar are și multe ținute de stradă în care nu cred că stă stilistul să o îmbrace, deci a învățat să se îmbrace pentru corpul ei, care sunt foarte frumoase, da? O a doua persoană la care merită să vă uitați este prietena ei, foarte bună ei prietenă, și anume Victoria Beckham, care este din punctul meu de vedere și mai firavă și mai micuță și mai plăpândă. Nu știu, când o văd pe Victoria Beckham mi se pare că e și mai micuță și mai plăpândă decât Eva Lungoria. Așa, Eva Lungoria mai are șolduri, este puțin mai voluptoasă așa, mai ales acum după ce a născut, dar Victoria Beckham este cheletic aproape, adică este foarte subțire și foarte firavă. Și culmea, Victoria Beckham este genul de minionă care îi place să se joace cu volumele. Iarăși, dacă sunteți genul de persoană care vă plac volumele și m-ați auzit pe mine spunând stați la distanță de volume, dar totuși vreți să vă încăpățânați, să vă jucați cu volumele și să purtați volume, uitați-vă cum poartă Victoria Beckham volume. În 80% din cazuri, nu tot timpul, îi iese bine. Adică iese bine având în vedere conformația ei, având în vedere silueta ei foarte fragilă, îi iese foarte bine. Și Victoria Beckham este iarăși o persoană foarte bună de luat ca exemplu în ținute monocromatice. Știe să le asorteze foarte bine, știe să le poarte foarte bine, știe să facă ținute monocromatice din mai multe piese foarte bine. Și cred că e una din femeile care e una din femeile minione care se îmbracă super bine. Apoi, o altă o tipologie de minionă este Reese Witherspoon, care ca o sudistă americană adevărată iubește foarte tare tiparele. Dacă vă plac tiparele, mare atenție, că uite asta, cred că mi-a scăpat treaba asta. Dacă vă plac tiparele, feriți-vă în primul rând de dungile orizontale, ceea ce am văzut că lui Reese îi cam plac. Adică lui Reese Witherspoon îi cam plac, dar din păcate, da, acolo cam dă kicks. Feriți-vă foarte tare ca minione de dungi orizontale, prietenele voastre sunt în general dungile verticale. Dar Reese Witherspoon este mare fan a tiparelor, sudiști în general, nu știu ce au americanii sudiști, că le plac tiparele. Și ea fiind sudistă adevărată trebuie să își respecte originile, ca să zic așa, dar în 90% din situații combină tiparele foarte bine și arată foarte bine pe ea și e un exemplu dacă vă plac tiparele. Ce v-aș mai recomanda apropo de legat de tipare este să nu vă încărcați cu tipare. Adică mergeți pe varianta safe, varianta aia simplă.
tipar într-o parte și restul piețelor simple, da? Nu vă încărcați ca un pom de Crăciun, pentru că fiind micuțe, se vede foarte repede, se observă că v-ați încărcat. Și cam atât pentru ziua de astăzi. Aș vrea să-mi spuneți dacă vă plac clipurile astea, dacă vreți să le mai facem. Dați un like și un share de asemenea dacă v-au plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonați. Să vă uitați marțea la Metropola, că sunt acolo, cum v-am zis, în fiecare marți. Cel puțin în martie o să fiu în fiecare marți de la 11:20, 11:25, cam așa. Oricum, vă anunț pe Instagram și pe Facebook. Emisiunea se poate urmări și live pe Facebook dacă nu ajungeți la un TV. Și cam atât pentru astăzi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!